Cinci operatori economici din județul Sălaj au fost amendați de inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului în urma unei acțiuni dispuse de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, care a avut ca scop verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea articolelor de îmbrăcăminte și articolelor textile purtate sau uzate. Cu ocazia controlului au fost verificați un număr de 12 operatori economici, constatându-se abateri la un număr de 5 operatori. Printre abaterile semnalate s-a numărat în neafișarea la loc vizibil a denumirii unității, neafișarea codului unic de înregistrare la Registrul Comerțului din care să rezulte obiectul de activitate pentru care unitatea este autorizată să funcționeze, precum și faptul că unele produse expuse la comercializare nu aveau indicat prețul de vânzare. Dorina Renic, comisar șef adjunct la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Sălaj, a declarat că în urma acțiunii s-a constatat că nu toți operatorii economici care introduc pe piață comercializează și distribuie articole de îmbrăcăminte și articole textile purtate sau uzate, nu realizează sortarea lunară a articolelor în funcție de gradul de uzură, cerință legislativă obligatorie. Trebuie spus de asemenea că în urma controlului au fost aplicate și 5 amenzi contravenționale în valoare de 10.200 de lei.